So, as I said earlier, we realized that we can't do this in theory and approaching all topics. The topic that we chose as a first priority is the adoption of new innovative technological pharmaceutical solutions in the Romanian healthcare system. The reason we did so is because they are in the pipeline of companies, in the expertise of medical systems elsewhere, solutions that change almost every day. And it's expected that in the next 5-10 years, this is only going to accelerate. With that in mind, we've chose one particular area that represents both a national priority because of the scale of it, but also a significant challenge when it comes to managing cost, both the cost of disease and a cost of intervention. And that one of these areas is the Hep C epidemic in Romania. Now, we were particularly fortunate to having worked with a number of people that have had amassed quite an experience, whether from the medical professional angle, as is the case with Professor Străinu Cercel, or from management experience, or from medical statistical perspective. So we have an ideal panel to discuss about why is this important and where can we make a difference as the Aspen Life Lab in this approach. And I'm going to start with Professor Străinu Cercel to set the stage maybe on why is this a priority and how big of a priority this is. I may show you some slides if you allow me. Thank you. I'll go there to be like a professor. No? De ce este importantă această problemă la nivel de Europa? Pentru că România se pare, după unele date, că este încă în Europa. Și atunci, dacă ne uităm aici, vedem că în Europa, într-un an de zile, se prăpădește ca 1 milion de oameni din cauza hepatitei cu virus hepatic B și C. Și este inclusă și România în această arie. Știm parcursul acestei boli, din momentul în care un pacient se infectează cu virus hepatitic C, trece prin acest lung șir, în timp de ani de zile, pentru ca într-un final să ajungă să moară prin boală de ficat sau să facă hepatocarcinom, adică cancer de ficat, și să ajungă să fie operat, respectiv transplantat. Și dacă ne uităm la aceste date foarte interesante, ce vedem? Că avem circa 130-170 de milioane la nivel mondial de oameni infectați cu virus hepatitic C. Mai vedem că se înregistrează anual circa 350-500 de mii de decese la nivel actual din cauza infecției cu virus hepatitic C. 75% dintre aceste persoane habar nu au că sunt infectate. 75%. Și mai mult decât atâta, doar 3 până la 5% primesc tratament. Asta în condițiile în care, în momentul de față, infecția cu virus hepatitic C se vindecă. Deci este vindecabilă. Și doar 3-5% primesc tratament împotriva infecției cu virus hepatitic C. Ce am făcut noi? Noi n-am stat cu mâinile în sân. Am aplicat la fondurile norvegiene, am câștigat un grant, am făcut niște lucruri, inclusiv H-alertul, și mai mult decât data am testat 12.000 de persoane pentru HIV, hepatită B și hepatită C. Din punctul ăsta de vedere, ne-am stabilit clar o metodologie de lucru, ce avem de făcut după ce aceste persoane sunt testate și, evident, am aplicat date modalități statistice de evaluare. Ce am văzut? Am văzut că avem niște județe care sunt intens afectate, peste 8% de infecția cu virus hepatitic C. Majoritatea județelor pe care le vedeți aici într-un galben mai închis sunt între 2 și 7 și acestea decolorate sunt sub 2% din punct de vedere al prezenței virusului hepatitic C. Dacă luăm și calculăm din punct de vedere matematic, ar trebui să discutăm
de un pool de pacienți de undeva între 600.000 și 800.000 în viață cu virus hepatitic C pe teritoriul României. Cam asta ar fi sarcina pe care noi o avem la îndemână. Am văzut, practic, că vorbim de un 3,3% persoane pozitive pentru anticorpi HCV, care nu înseamnă decât faptul că pacientul respectiv sau persoana respectivă a trecut prin infecție cu virus hepatic C. Pentru a demonstra că mai are sau dacă nu mai are virus, trebuie să facem încărcătură virală, să determinăm prezența virusului și nu anticorpului. Anticorpul este un test de screening care spune că odată ai trecut prin contact cu virus hepatic C. Nu spune că l-ai pierdut, pentru că 20% din acești pacienți se vindecă spontan de la mama natură, 80% însă rămân cu virusul și pot să dezvolte boală cronică de ficat. Și atunci am testat și am văzut că la noi circa 60% nu au încărcătură pozitivă, ceea ce înseamnă că au pierdut virusul. Plecând de aici, noi ar trebui să remodelăm modalitatea de calcul al acestor pacienți. Și vedem că din 3,3%, doar 1,9% au rămas cu încărcături care sunt pozitive. Și, culmea, am găsit și 9 județe care nu au avut pacienți cu virus hepatitic C. Nu i-am găsit noi, nu înseamnă că în termen real nu au. Și am aplicat un chestionar. Și de aici lucrurile încep să se complice. De ce? Pentru că, vedeți, la acest chestionar, cam 11% erau cu nivel de educație inferior, 63% cu nivel mediu de educație și 26% cu nivel superior de educație, în contextul în care vorbim de o vârstă medie de 46 de ani. Deci nivel mediu și jos, scăzut, 74%. Enorm. Pentru România anului 2015-2016. Enorm. 55% au fost din urban și respectiv 45% din rural. Și acum vine bomba ca să ne taie nouă trompa. Că n-am găsit altă rimă de pe vremea lui Caragiu. Au fost întrebați: măi, fraților, ați auzit de virus hepatitic B și C? Răspunsul a fost superb. 96% da, auzit de B, 96,5% da, auzit de C, 97% auzit de HIV. Când au fost însă întrebați, da, cum să transmit virusurile astea? Catastrofă. Aici este populația generală, da? Și aici este populația reprezentată de utilizatorii de droguri de administrare intravenoasă. De exemplu, utilizatorii de droguri de administrare intravenoasă, în proporția de aproape 70%-68%, știu că se transmite pe cale sexuală. În populația generală, parcă, nu știu. Deci doar un sfert au realizat că se poate transmite prin sex neprotejat. În contextul în care, de cel puțin 25 de ani, tot vorbim de transmiterea pe cala sexuală și folosirea prezervativului, se pare că vorbim singur ca televizorul. Asta reprezintă, într-adevăr, o situație total neplăcută după ce am parcurs această evoluție alături de aceste virusuri. Și acum, au fost întrebați: dar de testat v-ați testat vreodată de B, HIV, B și C? Populația generală, păi 37% s-au testat de B și C și 17,7% s-au testat de HIV. În timp ce la utilizatori de droguri de administrare intravenoasă, 85% respectiv 83% s-au testat de B, C și HIV. Mult mai conștienți. Iar aici avem două grupuri particulare care au făcut parte. Evident că am tras niște concluzii și concluziile sunt destul de aspre, în sensul că cei care sunt utilizatori de droguri își cunosc riscul, da? Și și evaluează, pe când populația generală, deși are ceva informații, habar nu are să-și aprecieze riscurile. Și ca atare, și atitudinea de viață
este total ignorantă vis-a-vis de posibilitatea de a se infecta sau nu cu unul din aceste virusuri. Pentru că din punctul nostru de vedere al infecționiștilor, aceste virusuri trebuie luate la pachet. Pentru fiecare dintre ele avem ce face și avem posibilitatea de a limita transmiterea în populație. După cum bine știți, la HIV în momentul de față stăm cât se poate de bine. Da? Lumea vine, își ia medicamentele, medicamentele sunt asigurate în mod gratuit, nu plătește nimeni absolut nimic, sunt monitorizați pacienții de 2-3 ori pe an și 80% din acești pacienți sunt nedetectabili sau sub cota de 1000 de unități internaționale, ceea ce înseamnă că riscul de transmitere pe cale sexuală a scăzut enorm. Dar asta nu înseamnă să ne luăm mâna pe acest program. La virusul hepatitic B putem să facem ca acești pacienți să devină nedetectabili și ca atare să oprim evoluția bolii, până când o să apară un medicament care, așa cum se întâmplă la virusul hepatitic C, poate să realizeze vindecarea infecției. Acum, faptul că reușim să vindecăm nu înseamnă că reușim să reducem orice fel de risc la acești pacienți. Pentru că dacă îi tratăm în stadiu de ciroză și ciroză avansată, nu putem să mai influențăm riscul de apariția cancerului de ficat. Dacă ne ducem cu terapia la un nivel mai jos al fibrozei, adică al afectării hepatice, la un nivelul 3, 2, 1 sau 0, atunci și aceste riscuri sunt date deoparte. De-aia modul de gândire a acestui program trebuie să fie un mod de gândire aplicat la ceea ce ne dorim din această populație. Vrem o populație sănătoasă și rapid sănătoasă, pentru că terapiile acum sunt de 8 săptămâni și de 12 săptămâni, atunci va trebui să gândim ceva. Vrem să tratăm numai pacienții care sunt cu forme avansate de boală, atunci ne asumăm celelalte riscuri. Cam acestea au fost datele și mai mult decât atâta am făcut și o etapizare pe cei circa 600.000 de pacienți din punct de vedere al nivelului afectării hepatice. Aici, practic, nu avem afectare hepatică, începe ușoară fibroză, o cohortă de circa 30%, pe urmă mai mult, aici e ciroză și aici este transplantul. Și vedeți aici procentele și, respectiv, o evaluare până în 2030. Programul ar trebui să ajungă până la această zonă, astfel încât să fim convinși că vom reduce prezența virusul hepatic C sub 1% în 2030. Vă mulțumesc și please proceed to the next question. Okay, so that's in relatively broad strokes where we are at European level and where Romania sits comparatively. I'm going to ask the next speakers, Andrei Baciu, Dan Căptaru, Irma Cichi, to take us a little bit through three dimensions of the implications of this. What does this mean for the medical sector? What does this mean economically as impact on Romania? But also what does this mean as both from a research perspective, but also for a policy program such as this, in terms of starting to address that reality? And then we'll come back with a few questions to each of you related to what are the possibilities of intervention, what can be changed, and what are the options ultimately, in the plural. Andrei, with that, the floor is yours. Thank you so much, Andrei. From my point of view, this is a much bigger problem than you might see it at the first look. Let's take the numbers that Professor Stăreinu Cercel just showed us, all right? We have around from 600,000 to 800,000 patients that most likely, I mean, we don't really know where they are exactly situated. We have some ideas, but we don't really have the exact dates. Now, if we take the natural history of the disease, then in 20 years, most patients, actually, from 10 to 20% of the patient will develop cirrhosis. For those patients, each year 1 to 4% will develop cancer, right? Nowadays, today we have more than 500,000 people with Hep C.
And it's obvious for anybody now that our healthcare system is struggling actually in identifying, diagnosing and treating those patients. And well, imagine those patients in 20 years from now on. And I'm talking only about Hep C patients, that we have today. So basically what we're going to have, 10 to 20% of patients developing cirrhosis, right? That means 60,000 to 120,000 patients with cirrhosis. And each and every year, 1 to 4% will develop cancer. In 2016, we are struggling to identify treating these patients. Are we capable of treating in 20 years from now on? Let's say, 60,000 patients with cirrhosis. And I don't know, up to at least 6,000-10,000 patients a year with carcinoma. It's difficult for me to see because this cohort of patients, this pool of patients, are only due to the current situation. So as we know, also the healthcare system is in dynamics, also the population, the migration, etc. This might be important also from another perspective. There are different angles here. So first of all, it's a burden for the healthcare system. The costs are tremendous, right? Then secondly, the fact that we don't really have an efficient screening and, awareness campaign, it has two negative sides. First of all, and the most important, I believe, for the patients, right? So as we know, the Hep C, it's asymptomatic in the early stages. That means that patients, most of the patients get diagnosed only when the disease comes symptomatic. Some of them, of course, get, of course. And some of them, of course, get diagnosed dealing with some other medical issues. But most of them will get diagnosed in the advanced stages. This disease is particularly dangerous because if you diagnose it at an advanced stage, that means that most likely you're facing a high chance of getting cirrhosis or cancer or any other comorbidities that most of them have not a really good prognosis. So for the patients, it's extremely bad. The lack of any screening or general effective awareness campaign affects also the healthcare system because dealing with so many patients that are not diagnosed yet. If we look at the cost, if we look at the numbers now, how much will cost to to perform an efficient nationwide screening campaign? Of course, we'll not be able to diagnose everybody and to track everybody, but most of the people, most of the patients nowadays living with Hep C will be diagnosed, will be integrated somehow in a medical chain, in a medical healthcare system, and it's much more, it's less expensive to treat them now with an early stage than to treat them when they already develop cirrhosis or they already have developed some other comorbidities. So basically, from my point of view, there are two important reasons. One is for the patients that they will be diagnosed in an advanced stage where they are already sick. They are going to develop lots of other. I mean, it's important also for their life, for their quality of life, for their prognosis, and then also, secondly, for the healthcare system where the cost will be much higher than today. So this is why it's important to take action today. It's not only a problem of the academic, of the caregivers, of the patients, or I believe it's a problem that affects all of us. So it's important that we should first of all try to. Try to help any initiative, any project like ours, for instance, from, I mean, regardless where we work, what we do, it is important because as Professor Srinu Churchill showed us, in terms of awareness and consequences of the disease, we're still struggling, and every step that we take, it will cost us less in the future, and it means several years of life for patients that are already infected with Hep C. So, what is also important to understand is that this is a hugely costly disease for the community, not just the medical, not just for the patient. So it's not just that the later we discover the disease,
the higher the cost of medical management of the patient, but the probability of that person being less capable of working, of being active in the family, in the community. So you have a bubbling of cost at the point in their lives when the associated economic fallout of the disease is quite significant. But also we have a limited capability, or capacity rather, in the medical healthcare system to deal with the numbers you've mentioned. But what can be realistically be imagined as an ideal scenario, Dan? Where do you go from here? You know that there's a history of it, and I think Irma Cic is going to talk a little bit about it. Why do we have this at European scale significant rate of of prevalence? Why is Romania together, and we're going to hear later, with a couple of other EU member states really leading the pack in number of citizens infected? But also, what's the realm of possible when it comes to intervention? Okay, an ideal scenario would mean that if we identify a patient, we treat him immediately, and we will do some active search for these patients. Maybe it's preferable to switch it to Romanian because it would be easier for you to understand. În contextul în care știm că în România ar fi peste 650.000 de pacienți, cel puțin raportându-l la prevalența din două studii care arată o cifră de 3,3, putem imagina un scenariu ideal în care facem un screening activ, îi identificăm pe cei care au anticorpi, facem apoi viremia și începem să-i tratăm pe toți. Asta ar fi un scenariu ideal. Acum, ce se întâmplă în realitate, nu numai în România, dar și în alte țări ale Uniunii Europene, este că diferă de la țară la țară, dar nu toți pacienții sunt identificați și tratați. Există niște costuri directe asociate tratamentului pacienților, dar toate țările din jurul nostru își pun problema altfel, și anume să contabilizeze toate costurile aferente acestei epidemii foarte tăcute, dar extrem de periculoase. Când vorbim de costuri într-o boală, vorbim de costurile directe, costurile indirecte și costurile intangibile. Încep cu intangibilele pentru că astea sunt asociate durerii, suferinței, anxietății care afectează atât persoana bolnavă cât și familia sa sau anturajul. Ele sunt greu de cuantificat și de regulă sunt incluse în niște chestionare de quality of life. Dar în ceea ce privește costurile directe, aici putem face o evaluare contabilicească, spărgând toate costurile de diagnostic, de tratament, costurile de admitere în spital, costurile doctorului, costurile asistentelor, toate costurile acestea direct legate de monitorizarea, implementarea și monitorizarea tratamentului. În schimb, când ajungem la costurile indirecte, alte țări dispun de asemenea date statistice, la noi este foarte greu de găsit. Și am să vă spun despre ce e vorba. Este vorba de costul prin pierderea productivității, costul datorat absenteismului, costuri legate de descăderea calității vieții, costurile legate de moartea prematură. Acestea la noi încă sunt în lucru și de aceea în proiectul nostru am implicat și persoane cu pregătire formală în economics, chiar dacă nu în health economics, pentru că nu prea există în România așa ceva, urmând ca din unghiul de vedere al practicianului, al medicului, combinat cu știința economică, să facem niște modelări care să ne permită să evaluăm totalitatea costurilor. Ce vă pot spune însă din start, din literatură, este că costurile indirecte, acestea legate de absenteism, lipsa productivității, sunt de 1,5 până la 2 ori mai mari decât costurile directe. Ori aici intervine o problemă legată de faptul că în Uniunea Europeană există o strategie pe sănătate care vorbește despre health for economic growth. Așa că ne-am propus ca prin politica de sănătate pe care o vom prezenta în viitor este să încercăm să demonstrăm că oprirea acestei epidemii va aduce în final și creștere economică.
Și acest lucru se va putea face, o să vedem cum o să iasă modelarea, dar suntem absolut convinși că nu putem fi noi diferiți de toate țările care au demonstrat deja acest lucru. De asemenea, dintr-o perspectivă europeană, care vorbește de sănătate ca și o valoare împărtășită de toate sectoarele, sau despre health in all policies, adică despre component, dimensiunea sănătății în toate politicile, inclusiv că sunt din energie sau din alte sectoare, aici vorbim despre niște valori care trebuie să transceadă orice altă dilemă medicală, și anume accesul la tratament, best treatment choice, un tratament de calitate cu cea mai bună alegere, și universalitate și echitate. Din acest punct de vedere, în politica pe care o vom încerca să o închegăm și să o prezentăm, ne vom referi la toate aceste aspecte, incluzând, bineînțeles, și unul care este strict legat de România, o țară cu un nivel mediu de dezvoltare, și anume affordability, adică va trebui să găsim acel echilibru între resursele limitate și dorința de a face absolut tot ce se poate face pentru pacienții cu hepatită C. Dacă crezi că aș mai putea să dezvolt... Dar în etapa asta cred că succesiunea e cea justă. Avem o imagine de ansamblu, avem un set de provocări de sistem și avem o idee despre iceberg-uri de costuri pe care îl ascunde o asemenea boală tăcută, care e un ucigaș, dar un ucigaș care apare târziu în sistem, cu costuri care tind să explodeze spre sfârșitul ciclului acestei boli. De asemenea, avem o evidență a costurilor indirecte, care includ inclusiv cele care țin de sistemul social de sănătate, care țin de pensiile de invaliditate, care țin de costuri directe pentru buget, deși nu intră sub categoria de costuri de sistem medical. Aș face o distinție aici. Da, vreau. Și anume, noi plătim oricum aceste costuri, adică le suportăm oricum, chiar dacă ele sunt încadrate într-un anumit buget al Ministerului Sănătății sau al Ministerului Muncii și Protecției Sociale, societatea le plătește, le suportă oricum. Va trebui doar să le evidențiem și să le devoalăm, pentru că ele există, le plătim chiar dacă nu credem că le plătim. Deci, din acest punct de vedere, va trebui să poate să găsim și în viitoarea politică de sănătate pe care o să o propunem, în legătură cu hepatita C, să găsim și această conlucrare interdepartamentală între instituții, între ministere, ca să găsim cea mai bună soluție pentru a asigura un acces cât mai larg la tratament. Și aș mai menționa câteva lucruri, câteva paradigme generale. Și anume, e evident că hepatita C la dimensiunea asta este o problemă de sănătate publică, dar se știe foarte clar că prevenția este mai bună decât tratamentul. Deci noi am identificat niște direcții pe care trebuie marșat. Revenim la ele, dar aș vrea să-i dau ocazia doamnei Irma Cichi să ne spună un pic despre atât contextul istoric al acestei boli și poate o explicație pentru de ce e România pe acest loc, de ce e atât de tragic fruntașă în infecția cu hepatita C și ce implică asta ca provocare pentru proiectul de a răspunde cu tratament și a interveni atât în apariția cazurilor noi, cât și în gestiunea cazurilor existente. Da. Aș vrea, dacă puteți să puneți slide-urile. Da. De la început și titlul. Mulțumesc. Câteva cuvinte despre povara hepatitei C și privind prevalența și prevalența și venai bine acolo, mulțumesc, eu sorry. Așa. Și prevalența și factorii de risc. De unde s-a pornit, adică problema a fost așa, până în anii 2001, hepatita C era un ucigaș tăcut, nu prea știam exact care este problema, cât de gravă este situația, așa că un grup de medici conduși sub conducerea doamnei profesor Luiana Gheorghe, de la Spitalul Fundeni s-a hotărât să inițieze
o evaluare, o anchetă epidemiologică pentru ca să vedem care este situația, cât de gravă este, care e prevalența. Prevalența este o chestie tehnică, dar de fapt înseamnă numărul de persoane infectate din numărul de persoane infectate din total populație. Astfel că, deci primul lucru a fost să căutăm un sponsor, pentru că un astfel de studiu este foarte scump și pe urmă să găsim un design potrivit pentru acest studiu. Acest studiu până la urmă a fost efectuat, puneți următorul slide, între anii 2006 și 2008, a fost finanțat numai și numai din fonduri private, a fost efectuat cu ajutorul a 88 de medici de familie din toată țara, jumătate sunt medici de au fost medici de familie din zona rurală, jumătate plus 6 din București, din zona urbană, și a țintit ca să evaluăm, să formăm un eșantion reprezentativ pentru România, atât pentru zona rurală, cât și pentru zona urbană, pentru că în România peste 47% din persoane și pe vremea asta, aceea, dar și acum, locuiesc în zona rurală. Așa. Astfel că am ales din fiecare județ un aleator cu ajutorul asociațiilor medicilor de familie, un medic din zona rurală și un medic din zona urbană, care au fost de acord să participe la acest studiu, iar din lista de pacienți acestor medici am selectat cam 200 de pacienți din fiecare listă, de pe lista fiecărui medic de familie. Au fost adulți între 18 și 69 de ani, pentru că asta a fost condiția sponsorilor, și astfel am alcătuit un eșantion reprezentativ prin România, ales aleator, de aproape 18.000 de pacienți. S-a aplicat un chestionar care a fost alcătuit cu ajutorul și unor organisme internaționale, cu ajutorul Organizației Mondiale a Sănătății, și au fost pe urmă prelevate și probe de sânge pentru a fi testați. Studiul a urmărit nu numai hepatita C și hepatita B, pentru că există o legătură între aceste două probleme. În final au răspuns, deci au fost de acord să participe și au și fost de acord cu prelevarea probei biologice, peste 13.000 de pacienți, cei care n-au refuzat prea mulți, dar mulți n-au mai fost găsiți după un timp, pentru că știm că la noi este totuși în țară, există o variabilitate, adică populația se mișcă destul de mult și e foarte greu de găsit totdeauna la locul respectiv. Astfel că, după ce deci înainte a fost aplicat chestionarul, a fost toate răspunsurile adunate și abia pe urmă au fost efectuate, adică testările biologice, în așa fel încât să nu ne influențeze răspunsurile. Următorul slide, vă rog. Din calcule, deci după adunarea datelor și prelucrările, cu quality control, cu tot ce trebuie pentru un studiu ca să fie un studiu bine fundamentat științific, am găsit că prevalența în România a infecției este de 3,23%, deci aproape 3,3%, ceea ce, într-un fel,
încadra România în țările nu foarte, cu prevalență nu foarte mare, cum se vehicula înainte când încă nu aveam date, dar din păcate în continuare România are prevalența, deci numărul de persoane infectate la proapătat, la total populație, cea mai mare din Uniunea Europeană, chiar și în prezent. Ce înseamnă această prevalență? Această prevalență înseamnă că 32, deci dacă luăm aleator 1000 de oameni, le facem testarea, găsim 32 de persoane infectate cu hepatită C. Din aceste, deci noi am testat anticorpii și pe urmă la cei care s-au dovedit pozitivi s-a făcut și analiza RNA și s-au găsit că în cam 87-90% au fost din aceștia s-au dovedit pozitivi. Asta înseamnă, dacă raportăm la populația României, în jur de 6.500 de oameni infectați în România. Din păcate, majoritatea nu știm cine sunt, pentru că infecția este tăcută, foarte greu de identificat și foarte greu de aflat. Adică nici persoanele respective nu au de unde să știe că nu există manifestări clinice. Există o diferență mai ciudată în România în ceea ce privește distribuția pe sexe, și anume, în general în lume, prevalența este mai mare la bărbați, deci sunt mai mulți bărbați infectați decât femei, iar în România este invers. Acum, noi nu am avut temeiul ca să facem și cam ce s-a întâmplat în istorie, că n-aveam cum să întrebăm foarte multe lucruri, că a fost un chestionar foarte lung și oamenii nu sunt în stare să răspundă. Vreau să spun, chestionarul nu a fost completat de pacient, de persoane, ci deci de medicul de familie care a intervenit, deci a făcut o anamneză, deci de un profesionist care știe să pună aceste întrebări și să le pună corespunzător. Deci, ce putem să spunem? Că cam 35 de femei sunt infectați din 1000 de femei și cam 29 de bărbați din 1000. Deci dacă luăm 29 de 1000 de bărbați aleator, găsim 29 cu testul pozitiv. Asta înseamnă că riscul de infecție la femei este cu 26% mai mare decât la bărbați. Nu știm, s-ar putea să fie și din pricina, cred că cine își mai amintește, pe vremea lui Ceaușescu, avorturile au fost interzise și să știți că foarte multă vreme, mai ales în anumite zone mai sărace, și urbane, orășele mici sau sate, încă multă vreme s-a practicat avortul ilegal sau în condiții necorespunzătoare, improprii. Oamenilor totuși le-a fost frică, e foarte greu să depășești anumite lucruri în timp. Scuze pentru prezentarea cam aridă, dar am spus că e foarte important să vedem care este mărimea fenomenului, pentru că, de fapt, asta am urmărit, și să vedem și care sunt categoriile afectate și care sunt factorii de risc care au dus la această situație. Următorul diapozitiv. Există mare diferență între zona rurală și urbană, astfel încât este prevalența mult mai mare, deci numărul de persoane infectate este mult mai mare în zona rurală. Deci 38 de persoane din 1000 de persoane din rural sunt infectate, în timp ce în urban 27. Nu știm încă exact care este problema, dar adică asta a fi și începutul chiar unor cercetări sociologice în continuare de identificat cauzele acestor probleme. Acum, deci asta înseamnă că riscul de infecție la persoanele din rural e de 35% mai mare decât la cei din urban.
Iarăși, am găsit diferențe foarte mari pe regiunile geografice, clasice ale României. Și anume, în Transilvania am găsit o prevalență de 26%, adică 26 de persoane infectate din 1000. În Muntenia și, deci, la Transilvania Banat, în Muntenia și Dobrogea este deja mai mare, foarte aproape de media țării, și anume de 3,4%, deci semnificativ mai mare, cu 30% față de Transilvania, iar în Moldova și mai mare, și anume de 4,3%, deci 43 de persoane infectate la 1000, deci cu 60% mai mare față de Transilvania. Iarăși, e o problemă de văzut care este, care ar fi originea acestor probleme. Următorul diapozitiv, vă rog. Aceasta este distribuția pe județe a prevalențelor. Cele hașurate sunt peste 4%, celelalte, deci nu se vede foarte bine, sunt unele intermediare și foarte, și cu prevalență foarte mică. S-au găsit niște puncte fierbinți în această zonă, și anume este zona Tulcea, zona Giurgiu, granița cu Moldova și, foarte ciudat, granițele estice. Iarăși, deci de căutat care e problema. Acum trebuie să spunem așa, studiul este semnificativ, statistic, deci este reprezentativ pentru România. Nu este reprezentativ la fiecare județ, pentru că atunci ar fi trebuit să facem un eșantion mult, mult mai mare și ar fi costat enorm de mult. Următorul diapozitiv. Funcție de grupă de vârstă, iarăși este o mare diferență, și anume, sub 39 de ani, infecția, prevalența este în jur de media europeană. Cam 1,4%. Deci este... înaintăm în vârstă, observăm că între 40 și 49 de ani merge 2,7% încă în zonă, dar peste 50 de ani începe să crească foarte mult, iar la grupul peste 60 de ani este chiar foarte mare. Acum, aici probabil există tot felul de moșteniri, pentru că cei din cu peste 60 de ani au trăit și în alte epoci, deci moșteniri din alte sisteme, din alte tipuri de acordare a asistenței medicale, poate oamenii nici nu știau exact care e problema. Deci, iarăși, urmează a fi identificat. În ceea ce privește etnia, că și asta este o problemă, am observat că la români este, deci în populației de etnie română, e la nivelul mediei. La populația maghiară este o prevalență foarte scăzută, care e comparabilă cu cea din Ungaria, deși maghiarii sunt în mijlocul Ardealului, nu la margine, că am văzut la margine mai... este o prevalență mare. Încă nu, nu avem explicație, nu, nu, nu. S-ar putea să fie și o problemă de genotip. Și atunci altfel acționează infecția. La populația romă e mai mare decât la români, dar nu prea mult, deși noi am avut o categorie de populație numeroasă care nu a dorit să își facă cunoscută etnia. Și acolo avem o prevalență în jur de 5%. Nu știm cine sunt, nu putem să spunem nimic, de asta nici n-am spus, dar de ce sunt fără etnie cunoscută. Iarăși o mare diferență în ceea ce privește nivelul de educație, pentru că observăm cu cât avem nivel de educație mai înalt, prevalența este mai mică. Deci e foarte mare la cei cu mai puțin de 4 clase sau cu școală elementară. Nu, deci s-ar putea să fie și problemă de acces și problemă că poate în zonele rurale există mai multe persoane care nu ajung la școală,
Deci se poate să fie și aceasta cauza. Diapozitivul următor. Și acum am început să investigăm cam care ar fi cauze sau factorii de risc, cum se spune, adică ce probleme de sănătate sau altele au avut aceste persoane care au fost infectate sau neinfectate, adică din studiul nostru. Și am observat că cei care au avut mai multe transfuzii de sânge, la aceștia 95% sunt infectați, 95 din 1000 de persoane care au avut transfuzii prezintă infecția. Deci e un risc de infecție cu peste 200% mai mare, deci orice și toate aceste riscuri sunt semnificativ statistice, deci este mai mare la cei care au avut transfuzii de sânge. Pe urmă, în ceea ce privește... Numai că din literatura pe care am mai consultat-o, în foarte multe țări, chiar și în prezent, există risc la transfuzii de sânge, nu la sânge, dar din respectarea procedurilor. Deci e o problemă și de procedură, nu numai. Sângele are în România acum calitate foarte bună. Nu e o problemă de sânge. Procedura nu știm, că nu avem cum să o măsurăm. În ceea ce privește spitalizările frecvente, deci mai mult decât unul pe an, cei care au prezentat aceste spitalizări frecvente, deci 71 din 1000 de persoane sunt infectate, deci riscul este de 100 de ori mai mare, deci dublu, la cei care au fost internați de mai multe ori, față de cei care practic nu au trebuit să fie internați în spital. În ceea ce privește intervențiile chirurgicale obișnuite, avem 43 infectați din 1000 de persoane care au avut nevoie de aceste intervenții și riscul e de 52, deci 50 de ori mai mare, de 50 de ori mai mare la cei care trebuie să suferă astfel de intervenție față de cei care nu. Următorul diapozitiv. Am luat și intervențiile chirurgicale de urgență, că acolo problema e mai acută și greșelile pot să fie mai multe, dar nu există mari diferențe față de infecții, față de intervențiile chirurgicale obișnuite. Deci e tot în aceeași situație. Altă problemă a fost cei care au suferit accidente de trafic, de muncă sau accidente domestice și au trebuit să fie spitalizați. Deci mai de situații mai deosebite. Și aici 64 din cei care au avut nefericirea să aibă astfel de accidente din 1000 de persoane sunt infectați, astfel că tot diferența este, riscul este de 100 de ori mai mare, deci dublu. Da, 100% mai mare, deci 100% mai mare, deci de dublu, da. Am întrebat și despre expunere profesională la produse de sânge, mai ales pentru cei care lucrează în spitale, pentru că e o problemă. Așa, și am găsit că, da, e o problemă, 45 de infectați la 1000 de persoane lucrătoare în sistemul sanitar. Deci e un risc de vreo 45% mai mare, da. Deci sunt eu risc de expunere profesională.
A mai fost o problemă de transmisie intrafamiliară, astfel că am cercetat, am întrebat și faptul dacă persoanele infectate, dacă au fie hepatită cronică B sau C în familie, fie infecție cu virus B sau C în familie, deci ei știu așa ceva. Și am găsit că e o relație, și anume 56 de infectați la 1000 de persoane care au pe cineva cu hepatită cronică în familie și 47 de infectați la 1000 de persoane pe cei care au pe cineva cu infecție. Deci încă nu e n-a ajuns, adică boala nu este încă, n-a ajuns într-o stare simptomatică, da. Deci și aici avem riscul de 100% mai mare, respectiv 62% mai mare. Și de asemenea, dacă cineva are partener, cu un partener sexual cu infecție cronică B sau C, la fel, și acesta este un factor de risc, tot cu dublu, risc dublu, deci cu 100% mai mult, 63 de infectați la 1000 de oameni. Mai departe. Iarăși, mai ales că istoric accesibilitatea la sistem, adică asta înainte de 90, era o problemă și foarte multă lume își făcea injecțiile acasă, mă rog, cu sirinci cum erau, așa, și am întrebat dacă se mai ieși, culmea că să știți că încă în timpul studiului, încă în zona rurală se mai întâmpla să folosească sirinci necorespunzătoare. Deci despre tratamentele injectabile la domiciliu, deci tratamente nesigure, așa, și asta este un factor de risc, 42 de infectați la 1000 de persoane. Acum, mai nou, e la moda acupunctura, tot e o problemă, dar aici, practic, am găsit, da, 39 de infectați, dar riscul e mic, deci n-am reușit. Deci e o zonă nelămurită, adică numărul de infectați cu riscul nu... Poate unii n-au știut exact la ce am întrebat. Intervențiile dentare, și acestea există și aici riscul, dar riscul e la nivel național, deci foarte probabil că nu e neapărat datorită acestui intervenții în continuare. Acum despre niște populații mai speciale, am întrebat dacă au fost persoane cu privare de libertate, deci au fost în închisoare, și într-adevăr și aici avem multe persoane care n-au declarat, deci nu știm exact ce sunt, dar din cei declarați am găsit că există un risc, deci închisoarea este un risc, probabil mult mai mare decât am găsit noi, pentru că se feresc oamenii să declare lucrul acesta. Problemă, bolile cu transmisie sexuală, și acestea prezintă un risc, dar și aici, poate, da, numai că și aici puțină lume ne-a declarat, adică sunt niște zone unde oamenii, nici măcar medicului de familie nu-i spun. Deci aici au preferat să nu răspundă. Și la fel a fost și cu partener sexual multipli, deși aici am găsit risc semnificativ, dar să știți că tot. Oamenii în zonele acestea, nici măcar medicului de familie, nu o să răspundă. Mai departe. Acum, pentru că în literatura internațională s-au găsit ca factor de risc body piercing, adică și aplicare de cercei sau, mă rog, mai multe artefacte de tipul acesta, folosirea tatuurilor și a saloanelor de înfumusețare. Da, e ceva, dar vă spun tot, pentru că la noi populația rurală, practic, nu știți despre ce e vorba, adică avem puține răspunsuri. Deci,
rezultatele nu sunt foarte sigure. Și am lăsat la urmă zona cea mai complicată, unde iarăși foarte puțină lume ne-a răspuns, și anume la cei care utilizează droguri injectabile. Deci nu s-a răspuns, dar cei care au răspuns au arătat că există foarte mare risc, probabil mult mai mare decât am putut noi să evaluăm, dar la aceste puține răspunsuri deja eu. Deci este o problemă, în general, la populația urbană. Da. Deci cam atât, studiul a fost foarte extins și s-a lucrat foarte mult. Am încercat să fac o imagine a ceea care sunt problemele. A încercat să răspundă cam care ar fi cauzele, rutele de felul în care se transmite boala. Din păcate, foarte multe sunt referite la zona spitalului și a sistemului sanitar, duce la ideea de nosocomiale, și foarte multe este o transmisie intrafamilială care nu știm să răspundem la partea asta. Bazat pe ceea ce am găsit, pe faptul că în România numărul de persoane care sunt diagnosticate anual, deci care ajung la doctor, deci pot să stabilesc boala, e necunoscută, dar estimată cu ajutorul specialiștilor străini între 6.000 din 650.000 și 7.500. Deci foarte puțin, deci ei ajung să fie tratați. Casa Națională de Asigurări de Sănătate a avansat pentru 2013 o cifră în jur de 15.000-16.000 de persoane, dar știm doar că au fost internate cu suspiciune de hepatită C. Deci nu știm exact în ce situație au fost, adică ce anume, care a fost, a fost ciroză, a fost doar fibroză, deci în ce situație. Și avem niște cheltuieli pentru partea asta. Deci tot foarte, chiar dacă sunt 15.000, foarte puțin din 650.000, posibil cu probleme, bazat pe literatura internațională, folosind un sistem de modelare, am estimat că anual în România ar exista 88.000 de ciroze hepatice și oamenii probabil nici nu știu. Adică află atunci când așa. Și 1.700 de cazuri de cancere hepatice. Deci, legate doar de legate hepatita C. Legate de hepatita C, nu, e numai și numai pentru hepatita C. Așa. În aceste condiții, dacă nu se face un program național de, în primul rând, de aflarea, adică de găsirea celor bolnavi, adică de identificarea celor cu probleme, probabil că în jurul anului 2030 aceste cifre se vor dubla sau mai mult. Deci ideea e că este nevoie de o acțiune concertată, urgentă, nu e ieftină, dar este foarte importantă pentru viața oamenilor. Sămână, doamna Cichi. O secundă, domnule doctor. Dacă e să luăm cifrele așa cum le-am văzut și cum sunt livrate sec de matematica acestui studiu, situația e destul de dramatică. Dacă combinăm numărul potențial de cazuri cu ce e tratat, ea reprezintă, dincolo de însăși natura insidioasă a bolii, o provocare foarte serioasă pentru societatea și sistemul medical. O să auzim ceva mai târziu despre ce se întâmplă în alte țări europene. Pornind de la acest tip de date, și o întrebare pentru toți paneliștii, dar o să încep cu domnul doctor. E suficient ce facem? Care e traiectoria pe care ne aflăm astăzi?
și care ar fi prioritatea de intervenție? Niciodată nu este suficient ceea ce facem. Tot timpul trebuie să facem mai mult. Practic, noi acum avem de făcut următorul lucru. Să ne uităm la aceste date și să înțelegem foarte bine, așa cum a prezentat și doamna doctor foarte frumos, că sunt o serie de date care aparțin, care vin din istorie, de dinainte de 1993. Vezi incidența în cursul intervenției chirurgicale, vezi intervențiile asociate îngrijirilor de sănătate, vezi, care nu mai sunt de actualitate acum. Și acum trebuie să ne axăm pe utilizatorii de droguri de administrare intravenoasă, pe transmiterea verticală de la mamă la făt, pe transmiterea heterosexuală, care sunt în momentul de față principalele căi de transmitere, piercing-ul, tatuajul, etc. Astea sunt acum de interes major. Ne folosim de date din trecut pentru a ști ce grupuri trebuie să le facem accesibile și să le identificăm, așa fel încât să le aducem în lumina reflectoarelor, ca să spun așa, și să le dăm șansa să îi vindecăm. Și având în vedere natura bolii, cam care sunt categoriile de populație la care incidența va fi ridicată astăzi, tocmai pentru că ele vin cu un risc dinainte de 89? Categorii. Așa încât noi, practic, constatăm în momentul de față că avem un grup de pacienți care este undeva peste 65 de ani și aceștia sunt cei care sunt cu ciroze hepatice, eventual ciroze decompensate și cu risc major de a dezvolta cancerul hepatic. Avem o altă grupă de pacienți care sunt între 45 și respectiv 65 de ani și unii dintre ei prezintă ciroză hepatică, alții nu prezintă ciroză hepatică și acest pool de pacienți este un grup de pacienți care trebuie rapid accesat și tratat pentru a-i vindeca și pentru a nu-i lăsa să ajungă până în stadiul de ciroză. Și avem tinere speranțe, ca să zic așa, reprezentat de cei care se tatuează, cei care își administrează droguri de administrare intravenoasă, etc., care trebuie bine informați și ați văzut că din date habar n-au cu ce se confruntă. Da? Ăștia care sunt utilizatori de droguri, dar știu, ceilalți din populația generală sunt dolcefarniente. Lor trebuie să ne dăm, acolo trebuie să venim cu programe de educație, de informare, de testare în mod constant. Și dacă mergem pe cele trei componente principale și anume screening, indiferent de orice persoană care ajunge să facă niște investigații de oareșcare, asociat să li se ia și serologiile pentru hepatită B, C și HIV. Standard procedure. Ca să putem să-i aducem în lumină. După care, în concomitent, să ne ducem în școli, în licee, în special, cu educația sexuală și respectiv educație despre droguri și ce înseamnă drogurile care reprezintă moartea albă clară, da? Și, evident, cu componenta de terapie care aparține deja sferei casei, Naționale de Asigurări și respectiv Ministerul Sănătății. Sunt trei arii în care trebuie să concure toate aceste lucruri. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule doctor! Dan, Andrei, una dintre afirmațiile domnului doctor deschide o potențială cutie a Pandorei. În momentul în care testăm automat populația generală atunci când vine în sistemul medical pentru un număr de motive, deci dacă facem până la urmă un screening complet sau un screening parțial, dar în masă, pe baza acestor cifre prezentate de dumneavoastră, dr. Strâmiu Cercel și de doamna Irma Cichi, avem evident posibilitatea reală de a avea un număr foarte mare de cazuri noi. În condițiile în care astăzi tratăm pe an? Anul acesta am tratat 5870, dar în anii trecuți, și până să apară terapiile orale, au fost pe locul 3 în Europa la tratament, cu circa 10.000 de pacienți tratați cu virus hepatic C. Dintr-un total estimat de... Dintr-un total estimat de 600.800. Și care, dacă ar fi testat, probabil că ar tripla, ar quadrupla numărul de pacienți care ar avea nevoie de tratament anual. Categorie. Ok. Domnule doctor, credeți că există posibilitatea de a imagina soluții de testare, de gestiune, de tratare și de informare a opiniei publice pentru a răspunde provocării acesteia? Și care e experiența de până acum? Răspunsul.
Văd deja aici două probleme. Unul este scenariul în care păstrăm paradigma actuală. Nu facem nimic. Deci ce se întâmplă acum, nu schimbăm acest scenariu. S-ar putea să existe un gap între capacitatea sistemului de a trata sau numărul actual de pacienți pe care îi tratăm și cei care intră ca și identificați. Ce facem cu aceștia? Dacă îi lăsăm și așteptăm, ei progresează către un stadiu mai mare al bolii și acum un lucru care trebuie foarte clar știut. Boala asta este o boală cronică, progresivă, care duce în final la moarte, da? Prin distrugerea ficatului, insuficiență hepatică și consecințele sale. De asemenea, studii foarte clare au demonstrat că cu cât boala progresează, cu atât costurile asociate tratamentului bolii sunt mai mari. Deci, putem rostogoli această povară pentru anii care urmează, dar în final ea ne va ajunge din urmă. Deci, paradigma ar fi să, dacă i-am depistat, să-i depistăm cât mai rapid și să-i tratăm cât mai bine și să-i vindecăm. Pentru că acum un lucru este sigur, boala aceasta este vindecabilă în procent de 100% cu noile terapii. Pași foarte importanți s-au făcut și în România în ultimii 2 ani prin renunțarea treptată la vechiul tratament cu interferon, PEG interferon și ribavirina și acceptarea de noi terapii orale, dar aici cred că dacă veți avea întrebări, domnul profesor vă va putea povesti întreaga zi. În ceea ce privește... Doamne, doctor Căptară, o scurtă întrebare de follow-up. Avem un ordin de mărime de diferență de cost între tratarea unei bolii hepatice datorată hepatitei C înainte de fazele avansate comparativ? Există foarte multe date în literatură de specialitate. Noi acum le adunăm și le punem într-un tabel. Modelarea de aici, din România, este în lucru, încă nu avem suficiente date, dar nu putem fi foarte departe de ceea ce se întâmplă în alte părți. Deci este clar că o hepatită cronică activă, cuprinsă într-un stadiu mic, adică cu fibroză 1-2, costă mai puțin decât când avem fibroză 3, costă mai puțin decât ciroza compensată, costă mult mai puțin decât ciroza decompensată cu toate complicațiile ei nenorocite, cu varice, cu sângerarea varicelor esofagiene, cu absolut, deci uneori chiar cu care duc la moarte. Din momentul în care ai fibroză de gradul 3, apare posibilitatea dezvoltării unui cancer hepatic și costurile asociate transplantului hepatic pentru a rezolva hepatocarcinomul sunt uriașe. Deci, dintr-o dată vorbim că dacă nu-i tratăm, vom avea un bulgăre de nea care se rostogolește la vale și ajunge din ce în ce mai mare. Cum a arătat și doamna Cichi, este vorba de se estimează că ar putea apărea o dublare a cazurilor de ciroză în anul 2030. Deci, trebuie să-i tratăm. Există însă și situația în care avem niște resurse limitate. Și atunci, în politica pe care o vom prezenta, vom aborda problema multisectorial. Și anume, trebuie să ne gândim la avalanșa care urmează și trebuie stopată. Cum? În primul rând, awareness, adică programe de conștientizare a acestei boli la nivelul întregii populații. Asta se va face, așa cum a arătat și domnul profesor, este o necesitate pentru că populația este needucată în această privință. Al doilea lucru, o paradigmă bine știută. E mai bine să previi decât să tratezi. E și mult mai ieftin, numai că e mai bine. Deci va trebui să identificăm niște măsuri clare de prevenție, atât în populația generală, cât și în grupele de risc major. A treia activitate care trebuie luată în calcul este depistarea precoce. A vorbit domnul profesor despre screening și despre identificarea pacienților viremici și înrolarea lor în schemele de tratament. Aceasta nu numai că stopează boala și vindecă acești pacienți, dar este mult mai ieftină decât tratamentul ulterior. În al patrulea rând vorbim despre paradigmele de tratament. Eu sunt foarte bucuros că după 20 de ani de tratament cu interferon și ribavirină am intrat într-o nouă eră. În țările din Uniunea Europeană, nu mai vorbesc de Statele Unite, se vorbește despre interferon-free era, adică vorbim despre o nouă eră în care nu mai încape un asemenea tratament, care, unul, este foarte lung, 48 de săptămâni versus 12, are o grămadă de efecte adverse care fac viața pacientului un calvar,
și a sistemului medical care le gestionează. Exact, și ca să nu mai vorbim de faptul că a obține un sustained viral response, o rată de răspuns susținut, care, mă rog, diferă în funcție de nivelul de expertiză al medicului care tratează, între 55 și 75%. Pe de altă parte, cu noi agenți terapeutici, la Interferon Plus, la PEG Plus Riba. E istorie, deci ne bucurăm că s-a terminat, domn profesor, o să vă vorbească despre noi agenți terapeutici care duc la o rată de răspuns de 98%. Cel puțin asta am primit ca și raportare oficială de la Casa Națională de Asigurări, care ne-a prezentat ce număr de pacienți au fost tratați și câți au obținut sustained viral response. Deci sunt date absolut oficiale de la cei care împart banii pentru această boală. Deci, oficiale, dar neinterpretate de către un specialist. Eu sunt fericit că ne apropiem de 100% și cred că și noastră aveți în experiență tot către 100% cei tratați. Al cincelea element, după ce am trecut prin cele patru, ar fi analiza măsurilor care trebuie urmate post-tratament și integrarea acestor pacienți, urmărirea și integrarea acestor pacienți în societate, pentru că despre asta vorbim, adică despre sănătate pentru creșterea economică. Și scăderea riscului de reinfecție, scăderea celor efecte secundare. Deci asta e, practic despre asta vorbim, există măsuri care pot fi făcute imediat, unele nu costă atât de mult și aici nu vreau să mă refer doar la tratament și la costurile directe, ci la aceste măsuri complementare care trebuie abordate într-o manieră coerentă și unitară. Mulțumesc, domnul doctor Căptaru. Andrei Baciu, înainte de a ne întoarce și către public pentru întrebări, sistemul medical românesc are o doză de rigiditate care vine din modul în care sunt aplicate politicile publice de sănătate. În același timp, cum știm din discuții anterioare cu un doctor Străinu Cercel, sunt domenii, cum e de exemplu cazul pentru HIV-SIDA, în care România a fost nevoită să facă față unor provocări fără precedent, în condiții în care sistemul de sănătate era chiar într-o situație mai proastă decât este astăzi și a reușit să fie între statele membre UE, la acea dată nici măcar nu era membru, nici măcar nu era asociat, nici măcar nu era aproape de acest lucru și să pună în aplicare soluții de politică publică și de management de politică de sănătate care să aibă rezultate quasi miraculoase, în absența existenței unui tratament curativ, unde exista tratament care să gestioneze boala, în care a existat politică de informare, în care a existat politică de screening, de targetare a populațiilor la risc, și care a dus ca fenomenul unei bule epidemiologice să fie controlat. În ce măsură crezi că pentru problematica specifică a hepatitei C, așa cum a fost descrisă de toți antevorbitorii, avem motive să credem că suntem într-o situație similară și România ar putea să fie un test case în gestiunea acestei probleme epidemiologice? Aș începe prin a menționa un singur aspect pe care îl consider foarte important. Opinia mea este că această problemă a hepatitei C și, în general, și altor boli cronice, este mult mai gravă decât pare în spațiul public. Poate vorbim și de, cum am putea zice, de exemplu, despre insuficiența cardiacă sau alte boli care au un prognostic nefavorabil și care, din nefericire, încă nu au reușit să ajungă la un anumit, la suprafața, la un anumit nivel de awareness la nivelul populației. Aș continua... Asta a fost prodomul, având în vedere că ești exact, cardiac. Da, da. Înțeles. Aș continua ideea anterioară prin care, cum am văzut în prezentarea doamnei Cichi, avem o cohortă de pacienți de care nu ne-am ocupat și asupra cărora trebuie să intervenim urgent acum. O cohortă de pacienți care a fost infectată acum mai bine de 20 și ceva de ani. Același lucru se va întâmpla și pe viitor dacă nu avem un set de acțiuni concentrate și articulate, foarte bine dirijate. Opinia mea este că nu putem face abstracție de direcția europeană sau n-aș folosi așa o termen geopolitic neapărat. Însă ce vreau să spun este că în general atitudinea
comunităților mari dezvoltate este mult mai articulată și poate ar trebui să facem și noi același lucru. Și pentru că orice fel de intervenție punctuală, de exemplu asupra unui grup de risc, care prezintă, bineînțeles, modalități de transmitere și de diseminare a virusului caracteristici speciale, dacă ne concentrăm numai asupra acelui grup de risc, fără o viziune, fără o anumită strategie care se implice și ceva follow-up, care să urmărească anumite rezultate, și atunci toate acțiunile noastre, grupurile de risc și orice fel de acțiune particulară, nu are un efect semnificativ asupra situației naționale. Din punctul ăsta de vedere, consider că ar trebui, sunt câteva elemente și câteva niveluri pe care trebuie să le accesăm obligatoriu. În primul rând, vorbim poate de un awareness la nivelul populației generale. Vorbim de o populație generală care, exceptând, lăsând la o parte grupurile de risc, prezintă o oareșcare dinamică, constantă, care nu suferă modificări majore de la o regiune la alta sau de la un an la altul. Ar trebui să... aceasta ar fi o dimensiune pe care ar trebui să o abordăm. O altfel de abordare este necesară în ceea ce privește grupurile de risc, pentru că aici dinamica și construcția acestor grupuri de risc este complet diferită. Poate reprezintă de asemenea unele din cele mai importante creșteri numerice ale persoanelor infectate și din acest punct de vedere fiecare grup de risc are caracteristici particulare și modalități de diseminare a virusului particulare. Nu ar trebui de asemenea să, atunci când, dacă am face o astfel de strategie și o astfel de analiză, poate nu ar trebui să uităm capacitățile noastre de a interveni. Pentru că putem, bineînțeles, la nivel teoretic să analizăm toate aceste aspecte, să vedem la nivel național ce putem face, la nivelul diverselor regiuni, cum am văzut adineauri, anumite județe, la nivelul grupurilor de risc, mă rog, diverse categorii. Dar nu trebuie să uităm ce putem noi face, pentru că ne vom trezi într-o situație pe care nu o vom putea gestiona și riscurile sunt foarte mari, nu numai din punct de vedere medical, atât din punct de vedere etic, moral, legal poate. Deci în acest punct, trebuie să considerăm ceea ce suntem capabili să facem și să ordonăm lucrurile de așa manieră, să avem poate două abordări, una în paralel, aceea de a avea toate aceste strategii și poate în același timp, în paralel, să dezvoltăm și capacitățile noastre de a interveni asupra unei asemenea situații cu un asemenea impact pe care abia acum începem să-l conștientizăm. Și în încheiere aș mai aborda o altă dimensiune, aceea că am o bună cunoștință a sistemelor de sănătate din vest și cred că ne regăsim într-o situație în care începem să descoperim lucruri. Profesioniștii din domeniu le cunosc mult mai bine, însă ele nu ajung să pătrundă în mainstream-ul media sau, mă rog, al populației în general. Cred că o idee importantă pe care am putea să o abordăm este aceea de a recunoaște situația în care ne aflăm cu adevărat. Pentru că fără o recunoaștere, fără o acceptare a situației, indiferent cât de grav ar fi ea, fără o acceptare unanimă a situației, nu putem merge mai departe eficient. Nu vom avea rezultatele optime din acest punct de vedere. Dacă încercăm să lăsăm sau să considerăm că anumite chestiuni poate nu trebuie scanalizate acum, poate hai să ne ocupăm de anumiți pacienți astăzi, mâine mai vedem și cu ceilalți, lucrurile nu funcționează așa. Nu vom avea niciodată, mai ales că există un endeavor foarte mare la nivelul decidenților și policy makers în România. Și din punctul ăsta de vedere ar trebui să agrem, să avem o soluție asupra căruia avem un consens aproape național și, bineînțeles, detaliile poate să varieze de la o formațiune la alta sau de la o anumită persoană care se află într-o poziție de decizie la alta. Dar asupra principiilor nu cred că trebuie să negociem și cred că este momentul să recunoaștem situația în care ne aflăm, indiferent cât de grav ar fi, pentru că să vă dau un exemplu. Dacă ne uităm la hepatita C, cunoaștem exact câți pacienți există în România? Nu cunoaștem. Și mai mult, marja de estimare a numărului total de pacienți e undeva la câteva sute de mii. Trebuie să începem de acolo, de a analiza exact unde ne aflăm și ulterior a ne așeza cu toții la o masă și a găsi o metodă adecvată pentru situația, indiferent cât de grav ar fi ea. Dar trebuie să o acceptăm. Okay. Deja prefigurăm panelul următor în care până la urmă vorbim exact despre cum ar arăta un asemenea blueprint, care ar fi liniile posibile de abordare în gestiunea problematicii epidemiologice în România,
dar și modalitatea în care țări care au prevalență comparabilă sau probleme de scară ca număr de pacienți asemănătoare cu România în alte țări. Mă întorc către dumneavoastră dacă sunt întrebări pentru paneliști legate de fie de în sine situația epidemiologică sau patologia hepatitei C sau de gestiunea acesteia în acest moment în România. Răzvan Plisada de la Colegiul Farmaciștilor. Îmi permit să fac doar o observație dacă, și să întreb de fapt dacă considerăm că există posibilitatea de a evalua pe lângă tratarea în stadii incipiente. Acum înțeleg că se face doar pentru F4 la interferon free. Mă gândesc că, mă rog, cel puțin experiența noastră directă cu populația din mediul rural ne arată că pe lângă incidența, sau mă rog, importanța pentru viața directă a pacientului afectat, de a fi tratat cât mai repede. El este o sursă deschisă de infectare pentru cei din jur. Asta corelată cu ceea ce ne spunea domnul profesor la început, cu cifrele foarte mici de conștientizare a modului de transmitere și, mă rog, asociate, mai ales în mediul despre care vorbim. Nu știm exact numărul de populație afectată, va fi complicat să-l aflăm, dar cred că ar trebui să luăm și acest aspect în calcul. Dacă îi tratăm și ajungem abia către a-i lăsa, mă rog, ghilimele liber, în populația generală, în plus față de afectarea directă a vieții lor, sunt o sursă de infectare pentru populația generală și atunci va fi foarte greu să-i ajungem din urmă rata de infectare. În ce mod, întrebarea era de fapt dacă există o modalitate de a determina sau de a aproxima măcar acest tip de influență asupra procentelor menționate. Mulțumesc. Dacă îmi permiți, problema ridicată este absolut reală. O persoană care nu-i tratată reprezintă o persoană care poate să transmită în continuare celor din jur. Motiv pentru care una din problemele pe care am ridicat-o în discuțiile cu colegii din Minister și de la Casa Națională a fost primul venit, primul tratat. Să nu așteptăm niciun fel de, să nu provocăm niciun fel de întârziere în a scoate din circulație un potențial donator de virus. Riscurile evident există. Acea situație pe care a menționat-o dumneavoastră cu F4 a făcut obiectul acestui an de zile, 2016. Începând cu 2017, lucrurile se schimbă în mod radical, nu total radical, dar în mod radical, pentru că se coboară nivelul la F3 și F2 cu comorbidități. Atunci rămâne practic F1 și F0 în stand-by, dar și acolo evident că vom încerca să găsim alternative de terapie care să fie asociate acestor pacienți. Dacă nu mai sunt întrebări, atunci propun să luăm o scurtă pauză, exact 5 minute, cât să permitem reorganizarea panelului și o să-i predau ștafeta lui Andrei, care o să conducă discuția pe partea de analiză comparativă, respectiv de blueprint posibil pentru asemenea intervenție. Vă mulțumim!